Se vor aborda chestiuni legate de operațiunile anterioare începerii scrutinului electoral, respectiv preluarea materialelor de vot, preluarea incintei secțiilor de votare, constituirea în formă completă a birourilor electorale ale secțiilor de votare. De asemenea, urmează să fie îndepărtate în cursul zilei de sâmbătă materialele electorale care ar putea fi amplasate în raza de 500 de metri din jurul localului secției. Reamintesc că campania electorală se va sfârși în data de 28 iulie dimineața, cu 24 de ore înainte de începerea turului de scrutin. De asemenea, urmează să fie prezentate chestiuni legate de modul în care se votează cu urna specială, chestiuni legate de seturile de materiale care trebuie aduse la birou electoral județean și, pe de altă parte, care trebuie predate la judecătorii. De asemenea, se va face instructaj detaliat cu privire la actele cu care se poate exercita dreptul de vot și la listele electorale ce vor fi utilizate în secțiile pe care le-am numit. Încă nu. În absența, în afară de președintele biroului electoral județean, participă electorale permanente a Direcției Județene de Statistică a Serviciului de Telecomunicații lui Județul Caraș-Severin, Comandantul Județean de Jandarmi și Inspectoratul Județean. Abordăm chestiuni legate de etapele preliminare ziua referendumului și după aceea o să vă chestiuni care vizează activitatea dumneavoastră de după închiderea urnelor. Număr de hotărâri ale biroului electoral central care vor fi. De asemenea, ați primit delegațiile depuse de partid al secției de votare. Aveți obligația să de incluzându-vă pe dumneavoastră, deci dumneavoastră și trei reprezentanți de partide, știți că fiind situația în care nu aveți minimum trei delegați de partide pe lângă dumneavoastră, vedeți de ceasa, dacă n-am ștampilă, așa pot să scriu și eu și să fac o semnătură, de aia zic, normal. Uitați, da, buletinul este. Da. De altă parte, nu veniam să filmăm dacă nu aveam ceva de la dumnealui. Am venit oricum să căutăm nod în papură. Am venit să luăm cuze verde și acum... Berdi!
o doamnă era.